Bună ziua și bine ați venit la episodul 4 din Carier Modul cu petrolul Ploiești. Avem câteva meciuri foarte, foarte ușoare, aș putea să le spun, cu echipe mai slab pe toate. M-am dat un pic să văd cine este cu litru capiatului și exact așa cum credeam, este Bochila. Cristescu este în top assist, dar la clean sheets nu avem absolut nicio șansă, pentru că în fiecare meci ne luăm cel puțin câte un gol. Urmează meciul cu Chiajna și în meciul cu Chiajna m-am gândit că ar fi bine să schimb puțin echipa. Și m-am uitat la Ikim, fundașul pe care l-am luat pe la începutul sezonului și mi-am dat seama că el are statusele unui patacan mai mult decât ale unui fundaș central. Dar a lăsat așa, probabil că o să crească, e tânăr și o să ajungă un fundaș central bun. Câteva schimbări în echipă, m-am gândit să intre și jucătorii care nu joacă atât de mult în meciurile grele, mai ales. Și până la urmă s-a dovedit a fi un meci cu multe goluri și destul de greu la început, pentru că băieții de la Chiajna aveau o defensivă destul de bună. Însă câteva pase i-a dat deschis apărarea total și Ionesa Hamzai reușise să marcheze, cred că primul său gol în acest campionat, cu un voleu frumos din interiorul careului de la 6 metri. Nu prea avea cum să rateze de acolo, să fim sincer. Dar nu ne-am oprit aici, a venit apoi un contraatac și am obținut un corner din care o să marcăm un gol foarte, foarte dubios, un șut cu o minge deviată de Hamza, care se duce până la urmă în poartă. 2-0 pentru noi. Și, am dubii, nu știu dacă să continui să-l joc pe Bochila sau să joc cu Hamza. Hamza pare într-o formă foarte bună și e greu, mai ales că Hamza și Bochila sunt jucători de tipuri diferite. Însă până să-mi dau seama cu care să joc, Simion marchează un gol pentru Chiajna. Defensiva a făcut o rată de tot la faza aceea. Însă Hamza atacă din nou, încearcă să scoată hat-trick-ul în acest match. Și cu puțin noroc, să recunoaștem, marcăm și golul 3 prin Sesinia. Sesinia care a făcut un meci destul de bun și de obicei când a intrat a jucat bine. Însă din nou ne apărăm foarte, foarte prost și marchează din nou Chiajna și din nou prin Simion. Face dubla Simion și cam gândeam că trebuie să fac ceva cu defensiva și avem impresia că e chiar din cauza lui Kim, pentru că, cum spuneam, nu e un fundaș central, așa că s-ar putea să fie mare parte vina lui. Însă, până la urmă, Oban ciutează, Hamza e la locul potrivit, nu e cu Ghesu nimic, niciun loc potrivit al lui Ghesu, este locul unde trebuia să fie un atacant și Hamza marchează, face hat-trick-ul în această partidă cu Chiajna și scoatem 3 puncte până la urmă, 4-2. Și rămânem într-o formă foarte bună, din nou 4 goluri marcate într-un singur meci, dar și 2 goluri luate foarte, foarte stupid. Și mă gândeam că aș putea să schimb poate formația echipei să din acest 4-3-3, care e un 4-3-3 foarte ofensiv, clar, na, când mă atacă, mă bazez doar cei 4 fundași. Plus că la mijloc joc cu Mustivar, care e atacant în FIFA. Eu credeam că din meciurile cu din realitate credeam că el e gen un fundaș. A venit și meciul cu Severin și m-am gândit să-l joc pe Bochila și iată și de ce. Un gol super cu capul lui Bochila. L-am văzut meci, m-am gândit că nu o să mai pot să mai fac atât de multe atacuri pe centru cum făceam de obicei și Hamza nu prea avea șanse. Fac și 3 schimbări pentru că nu prea mai aveam energie, energia era super low și
S-a dovedit a fi o idee bună pentru că marcăm și golul 2 prin Sesinia. Un gol și ăsta zăl de norocos pentru că mingea putea să se oprească foarte ușor, ploua și chiar afectează jocul această ploaie și se termină până la urmă de la 0 cam atât. Am avut impresia și că s-a accidentat un stivar, însă n-a fost nimic grav, n-a avut nevoie de nici măcar o zi de recuperare, să zicem. Și se că grozav și cu Hakim, cred, a fost chemat la națională, destul de bine. Destul de bine, m-am uitat și la scoutări, însă oricum n-am bani și încă mă obsedează chestia asta cu scoutării, pentru că chiar vreau să iau unul și să întineresc un pic echipa, dacă se poate, să aduc niște jucători tineri de la alte echipe, dacă până dacă nu pot eu să-mi cumpăr un scouter în timp util. Cu cât mai devreme, cu atât mai bine să iau un scouter. A urmat meciul cu Viitorul Constanța și Viitorul ar putea fi o pepinieră bună unde sunt noi jucători, pentru că majoritatea jucătorilor sunt foarte tineri, 18, 19 ani, 20 de ani, pot să crească foarte mult și cam asta doresc până la urmă, vreau jucători tineri care să crească mult și apoi să poți să vând pe mai mulți bani și tot așa. Însă mai e până la următorul transfer window. Grozav marchează dintr-o pasă superbă a lui Younes Hamza, cred. Cu un șut din prima, nu prea avut nicio șansă. Buzbuki, cred că e portarul Viitorului, cu o fentă foarte bună. Hamza s-a prefăcut că șutează și l-a păcălit pe fundașul Viitorului și marchează cu un șut la colțul scurt pe jos, 2-0. Iar din această fază dovedim că putem să marcăm chiar și cu fundașii laterali. Hakim are un șut magnific din afara carelui cu stângul, 3-0. Însă Viitorul nu s-a lăsat nici măcar la acest scor, au continuat să atace și iată ce fază face Ian cu un dribbling scurt, își face unghi bun pentru șut cu stângul și marchează 3-1. Și mă gândeam, dacă tot vreau să-l vând pe Grozav ca să fac rost de bani de un scouter, de ce să nu îl iau chiar pe Iancu, pentru că e un jucător tânăr, e bun, e și de picior stâng și nu prea găsesc jucători de picior stâng bun pe la noi pe Românica. Însă cum poți să vinzi un jucător care îți marchează asemenea goluri, 4-1, Grozav marchează din nou și Hamza își face și el treaba, 5-1. N-au avut nicio șansă băieții de la Viitorul. Absolut tot meciul l-am controlat noi. Încă o fază frumoasă cu Cristescu, care a fentat toată apărarea lor, însă din păcate n-a reușit și să marcheze la finalul acestei faze pentru că era foarte obosit. Însă și 5-1 e un scor foarte, foarte bun. În continuare îmi place că reușim să marcăm multe goluri, asta e bine, o forță ofensivă foarte, foarte mare pentru noi, mai ales pentru că avem și o formație ofensivă, acel 4-3-3. Și la finalul acestui episod rămân în aceeași dilemă în care eram pe la începutul lui, nu știu cu cine să joc în atac, cu Hamza sau cu Vokila, dar probabil că o să-mi dau seama care e mai bun în funcție de ce meciuri jucăm. Acesta este squad reportul. Pentru cine a mai jucat FIFA, aici vă arată cum s-au dezvoltat jucătorii pe timpul a, nu știu, cred că 4 săptămâni. Da, o lună. Și Grozav a crescut cel mai mult dintre toți jucătorii. Bineînțeles că au mai fost și unii care au scăzut pentru că n-au jucat. Care ăsta cu minus 7 cu siguranță e un bug. N-avea cum să scadă 7. 7 puncte de overall. Însă următoarele meciuri avem cu... avem două meciuri în campionat. Și un meci cu Vaslui în cupă. Un meci
în cupă cu Vaslui. Se potrivește foarte bine pentru că ne putem lua revanșa. Cam atât în acest episod. La revedere! Pentru că era destul de obosit, i-am zis că ar trebui să-i dau șansă și lui Hamza, care până la urmă pasează lui Bugema su